Toate prevederile legale privind reducerea riscului seismic al clădirilor implică niște baze de date, evaluări, hărți de risc care trebuie actualizate permanent, a explicat Paul Racoviță, inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcții pentru Gândul. Acesta recunoaște că, din nefericire, actualizarea acestor hărți de risc nu stă prea bine. Nici județul Hunedoara nu a făcut excepție de la indiferența generală, ordinul de actualizare a datelor fiind dat abia astăzi în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru situații de urgență desfășurate la prefectură. Spațiilor publice în cazul unui cutremur major. O imagine exactă, actuală, privind riscul seismic la nivel național nu există, deoarece autoritățile și administrațiile locale tratează cu indiferență acest aspect. Noi, pentru a crea la Ministerul Dezvoltării baza mare de date, chiar am solicitat prefecturilor și consiliilor județene din toată țara să ne pună la dispoziție listele pe care le au ei, să încercăm o actualizare a acestei situații la nivel național, declară Paul Racoviță, inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcții, care admite că, din nefericire, actualizarea acestor hărți de risc nu stă prea bine. Abia după seismul de ieri, prefectura Hunedoara a solicitat fiecare instituție să facă o evaluare a riscului seismic pentru fiecare clădire pe care o deține prin efectuarea unei expertize tehnice. De la nivelul primăriilor nu s-au anunțat acțiuni în acest sens. De reținut faptul că Ministerul Dezvoltării derulează în prezent Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, depunerea cererilor de finanțare fiind deschisă doar până în data de 20 februarie 2023. Pe principiul că la noi nu sunt probleme sau nouă nu ni se poate întâmpla nimic, este clar că județul Hunedoara a pierdut startul din moment ce mai este doar o săptămână până la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, iar decidenții județeni sau locali abia acum reactualizează datele din teritoriu, când se mai facă și proiecte.